Hei, salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul nostru de YouTube. Am observat că vlogul nostru cu kitul la undiță a prins foarte bine pentru voi. Așa că ne-am gândit să mai facem un nou kit pentru feeder. Am citit în comentariile dumneavoastră că vreți și un kit pentru feeder. Bineînțeles, noi mai avem un kit pentru feeder pe site dacă căutați kit feeder, dar ideea care este? M-am gândit să facem un kit profesional pentru feeder. Mai nou am văzut acum multă lume a început să ne fure ideile cu kituri, cu una cu alta. Până acum toată lumea era cu alte chestii, acum s-a usucit. Nu e problemă, fraților, noi mergem înainte. E bine, mai deschide mintea și altora. Totul e ok, nu e nicio problemă, mai glumim și noi așa ca un spirit de glumă. Haideți să dăm drumul la treabă și să facem un kit pentru feeder profesional. Deci vom face un kit de feeder mai bun, mai profesional. Nu vom mai face pentru începători. De începători avem. Ne-am gândit să facem și un kit pentru feeder mai profesional, pentru pescarii de feeder. Dragi pescari, procedura va fi ca și data trecută. Vom face kitul live, direct, de față cu dumneavoastră. Pregătiți-vă că ce va arăta acum n-ați văzut la nimeni. Am să iau un băț de feeder. Este ultimul model de băț de la FL, Strategist Feeder 360. Acest băț merge folosit cu ușurință și pe Dunăre, deoarece puteți folosi greutatea de până la 200 de grame. Are o acțiune 100-200. Este un băț foarte rezistent. Haideți să vă și arăt cum lucrează acest băț. Am să-l desfac chiar acum. Ținem să vă și anunțăm între timp că pregătim surprize foarte mari pentru voi în domeniul fire. Deja ne-am gândit și deja este în lucru cel mai tare fir posibil, care va lovi multă lume, cu adevărat. Deja am spart cu 6D-ul, ce vine acum iar va fi ceva mai bun. Bineînțeles, 6D-ul rămâne la locul lui, dar ce vine, vine. Haideți să trecem la fapte, să vă arătăm și bățul nostru de feeder. Vreau să vă arăt despre ce e vorba. Țineți cont că acesta este un băț de feeder. Deci e un băț foarte, foarte rezistent, cu mâneri de plută, o mandrină foarte excelentă. Ce vreau să vă mai spun și să vă arăt, un lucru foarte, foarte important, peste carbonul pe care îl are, mai are o dublă împletitură pentru rezistența lui, din cap-coadă. Asta este făcut să fie foarte, foarte rezistent. Deci este gama top feeder de la FL. Uite, mă ajută și colegul meu un pic să trag așa un pic de el. Da? Bine, știți că nu așa se probează un băț. Un băț îl probați pe baltă. Atunci vă ajută și firul, vă ajută și mulineta. Nu mai e nevoie să trageți doar de vârf, să puneți toată presiunea pe vârf. Uitați-vă cu atenție, da? E un băț foarte, foarte bun. Bineînțeles, nu uitați de terasa de mici aici, molul Veranda, care e aici lângă noi, strada Ziduri Moși, numărul 4, aici ne găsiți, magazinul de pescuit Regal Fish. Cât de curând ne găsiți și la etaj, cei care vreți și vă place la înălțime, vă ducem la înălțime, la etajul 2. Hai să terminăm cu ce am început. Cu bățul v-am lămurit, sper că sunteți destul de mulțumiți de acest băț. Este un băț foarte, foarte bun, care bate foarte multe bețe. Poate chiar și branduri renumite, care dați o grămadă bani pe ele. Și ăsta costă un pic mai mult față de cele normale, dar nu exagerat, adică și-l poate cumpăra oricine. La bățul ăsta trebuie o mulinetă puternică, tată. Așa că alegem un feeder wind de 5000, tambur mare, rezistent, mâner metalic, tambur metalic, fână rapidă pe față,
tot ce este mai bun. Dragi prieteni, asta e mulineta ideală pentru bățul de feeder 360 cu acțiune 100-200, țin să precizez, merge să pescui și la Dunăre cu el, duce până la 200 de grame, lejer, este un băț foarte, foarte bun. V-am lămurit și cu mulineta, așa că, dragilor, ca să fim în ton, bățul negru, mulineta neagră, nu zic decât să alegem un fir special, rezistent, tot negru. Zic să punem un 0.30 ca să fie mai rezistent. Dacă pescuim cu greutăți mari, avem nevoie de forță. Nu dăm la caras cu acțiunea asta așa mare. Da? Așa că venim cu firul nostru Max Power Black Edition monofilament 300 de metri 0.30. Rezistă până la 13 kg 300 testat pe nod. Dacă sunteți pescari și știți cum se lucrează cu lanseta și cu muleta, scoateți și de 20 de kg lejer. Pentru că știți, peștele în apă nu are greutatea care o are pe mal. Acum, ca să fim în ton cu toate, să fim și noi cum se poartă acum la modă, o să vă dau un senzor special de feeder din aceeași gamă, gama FL. Dragilor, nu uitați, colaborăm cu FL-ul de foarte, foarte mult timp. Noi am fost printre primii care am colaborat cu ei și o să colaborăm până la sfârșit. Ia uitați, prietenii mei, senzorul de feeder de la FL. Uitați, așa vine senzorul, inclus cu tot, cu baterii, cu tot ce vă trebuie. Îl puteți achiziționa chiar și de pe site. Acum trebuie să vă mai dau niște metoduri cu tot cu matriță, greutăți mai mari, 60, 70 și 80, speciale pentru bățul ăla care are acțiunea 100-200, da? Îl punem și pe ăsta aici la sistem. Și acum, dragi prieteni, cel mai și cel mai important din tot kitul nostru de feeder, care este baza, nada noastră, fraților, care prindeți cu ea oriunde ați pescui. Și o să vă dau exact ce trebuie, să loviți unde trebuie. Feeder krill-ul nostru, fish meal, specială pentru crab. Vă dau și varianta simplă, doar pe făină de pește fish meal, regal feeder. Și vă mai dau și special green-ul nostru, făcut așa numai cum știm numai noi. Da, îl vom pune și pe ăsta la pachet. Bineînțeles, cei care vreți să vă luați doar o nadă sau doar un senzor sau o matriță, metodă, ceva, le puteți achiziționa de pe site individual, separat, cum doriți. Ce mai avem nevoie la nada asta? Cei care pescuiți la feeder probabil știți. O să vă adaug și o sită specială pentru feeder. Tot așa o puteți achiziționa de pe site-ul nostru mare, regalfish.ro. Am adăugat și sita, dragi prieteni. Aolo, dar ce era să uite exact ce era mai important? Stai să vă aduc și o pungă de peleți. Era să uite exact ce era mai important. Micropeleții noștri de feeder, bazați pe făină de pește, de 4 mm. Ăsta e un mic sfat pentru voi. Cei de 4 mm țin mai mult pe patul de nadă, ca să știți de la mine. Haideți să alegem cea mai bună momeală de cârlig. Avem niște waftersuri stil dumbbells de 6 mm și de 8 mm. Am să vă pun 4 cutiuțe, 2 de 6, 2 de 8 mm și o să pun diferite arme. Uite, luăm un bubble gum de 6 mm. Luăm și o miere cu palincă. Uitați ce culori frumoase și vii avem. Mai luăm aroma asta care mie îmi place foarte mult și dă foarte multe rezultate, krill. Merge foarte bine cu nada de krill. Și zănuceți că sunt băia rău, o să vă pun și o scoică care merge foarte bine la Dunăre. Cei care pescuiți știți despre ce e vorba. Am pus astea 4 momeli de cârlig și mai venim tăticu cu feromonul nostru special pentru feeder. Astea sunt pentru cârlig. Iar cu feromonul de feeder puteți să-i dați un plus de atracție. Pulverizați foarte simplu, de 2 ori maxim pe pop-up și vă faceți treaba nemaipomenit. Haideți să facem și o recapitulare la tot ce am prezentat până acum. Dragi prieteni, acesta este kitul de feeder profesional. Chiar așa o să-l puteți găsi și pe site, kit feeder profesional, ca să faceți diferența între kitul de feeder acesta și kitul de feeder care deja este pe site. Dragi prieteni, sper că v-a plăcut și videoul nostru de astăzi. Nu rămâne decât să intrați pe site, să comandați și să vă duceți la pescuit.
Prețul și detaliile despre acest kit feeder profesional le puteți găsi direct pe site. Intrați pe site, dați un ochi acolo, poate mai găsiți și altceva, vă faceți o idee mult mai bună. Site-ul aveți chiar aici, www.regalfish.ro. Aveți și număr de telefon afișat în caz că aveți alte probleme sau nelămuriri în legătură cu site-ul. Și încă o rugăminte la voi, cei care ne urmăriți deja pe YouTube și nu sunteți abonați la canalul nostru de YouTube, vă rugăm frumos să apăsați acolo subscribe, dați-ne și nouă un like, că pentru noi contează foarte mult, și lăsați și un comentariu cu ce idei mai aveți și ce vreți să mai facem pentru voi. Pentru noi contează foarte mult părerea voastră. Iar ca să fiți anunțați la orice postare de a noastră, apăsați clonțopelul. Fraților, cam atât pentru astăzi, începe să sărăcească și afară, numai bine pentru pescuit. Echipa Regal Fish vă urează fire întinse și distracție mare.